Salutări la toată lumea! Suntem la episodul 4 din construcția bancului. Ce am mai făcut în episodul trecut? Am pus aici niște rafturi din MDF și acum ne apucăm să placăm cu MDF de 8 aici sus și după aia punem plywood peste. Ca să fie cât mai rezistent și să vină la înălțimea lui ăsta. Ok. Și am montat până acum bucățica asta mică de MDF. Am dat-o și pe asta cu adeziv. Am pregăurit-o și am frenuri. Băga șuruburile, trei prinsă și mai e bucata asta care nu are nici adeziv nimic. Urmează să o prindem. Așadar am montat toate astea de MDF, suportul. Vă uitați aici că e gaură, că l-am montat invers, l-am tăiat așa, dar nu mai contează, că vine placajul ăsta peste. Aici sunt tăiate și celelalte două bucăți, un pic de finisaj, adeziv pe suprafața asta și vedem cum îl prindem. Eu nu l-aș prinde cu șuruburi, dar vedem ce este. Și am terminat de montat placajul, plywood-ul, este de 12 mm. L-am prins până la urmă în șuruburi. Și toate șuruburile și îmbinările astea proaste le-am dat cu aracet și rumeguș. Am lăsat aici un pic extra să iasă în afară, nu e problemă. Ne ajută cu cât mai lung, cu atât mai bine. Care este curios de dimensiune, are 270 până aici aproape. Aici 285, cam așa. Cu totul, așteptăm să usuce adezivul. Marginea de aici o luăm cu freza toată până ajungem la nivelul ăsta. Și după cum se vede, am mutat balamucul de aici pe bancul la care tocmai am pus placajul ăsta de 12. Că se vede aici. Hai să vă arăt cum s-a făcut rumegușul cu aracet. O să trebuiască șlefuit, dar deocamdată am pus sculele care erau pe bancul ăsta de aici. Le-am mutat acolo ca să putem închide peretele ăsta. L-am închis până sus și urmează să-i facem niște etajere care vor veni. Vedeți să vă și arăt. Sculcate acum. Vor veni așa. Etajerele. Așa. Și cu bucățile astea. Așa, trei bucățele pe fiecare reglă de asta de lemn. Ceva de genul ăsta. O să-i punem niște ranforsări aici, în triunghi. Și pe ele USB. Vor veni 5 pe perete. Dar ce mai vorbim atâta să-i dăm drumul la treabă. Toate astea vor fi îmbinate cu adeziv, am uitat să precizez, și găurele buzunar sau pocket holes, cum vreți să le spuneți. Sunt foarte practice și chiar strâng foarte bine. Date cu jucăria de la Wolfcraft,
Ah, l-am uitat cum se numește, Undercover Jig, scuze. Iată și primul raft de la etajeră, gata. Asta de aici. Cam așa arată până acum. Și le avem pe toate 5, gata. Gata de montat pe perete. Rafturile sunt ca și montate. Mai am la unul singur el să-i bag un șurub. Sunt trase toate cu laserul la același nivel. Mai avem la asta aici de pus un șurubel. Și cam asta este. Mai trebuie să le punem USB. Am montat și rafturile USB-ul pe suporții ăștia. Știu, nu prea ești ăsta drept aici. Aici are o denivelare, dar și face treaba. Am pus adeziv ca ciobanul. Și o să-i pun și o mică bordură. Undeva aici. Să vină un centimetru în sus. Și să pot să-l prind în astea. Nu cadă ce e pe sus pe acolo. Ce o să fie pe sus pe acolo. Și acum urmează să punem niște, să facem niște suporți pe perete aici. Nu ce să vă arăt eu. Ca să țin și prin plan. Deci pe peretele ăsta aici, pe tot peretele, mi-am găsit arătător coada de la mătră. Pe tot peretele și pe ăsta vor veni spule. Acum am început eu să fac câte ceva, dar aștept să-mi vină idei. Băga niște dibluri astea de lemn de 8 mm. O să-i trag niște șipci, dar ideea e că vreau să folosesc magneți. Ăștia sunt pentru 4 kg magneții. Să nu râdeți de mâinile mele, e domnul Bizon care nu pot să-l scoată 3 zile după mâini. Magneți de 12 mm cu 6 grosime, 4 kg și ceva. Ține 1. Și dacă nu credeți, bine, n-are ciocanul ăsta 4 kg, dar eu n-am crezut că îl ține nici măcar pe ăsta. Dar se pare că funcționește. Bun, ne vedem la episodul următor. Să vedem ce idei, că mie vin ideile pe drum, așa, nu... Degeaba îmi fac 16.000 de planuri, că știi cum e, planul cu realitatea e mai diferit, așa, un pic. Să vedem ce anume este. Cum aranjăm sculele. Mulți ani de viu, urmăriți episodul următor. Cred că 5. Episodul 5. Bye, bye!